Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Slăviți să fie Domnul! Haideți să luăm împreună Sfânta Carte și să urmărim ceea ce ne spune despre încercări. Încercările, aceste probe care apar atât de frecvent în viața noastră, sunt de fapt niște verificări pentru a controla însușirile unui lucru și în cazul nostru însușirile persoanelor. Sunt o experiență practică de cunoaștere, chiar dacă sunt prin necazuri și suferințe. Încercările pot să fie în sens pozitiv sau în sens negativ. De exemplu, am încuiat ușa și încerc să văd dacă este încuiată. Dar de asemenea, un hoț poate să încerce ușa să o deschidă. Pot să încerc, de exemplu, o bară să văd dacă rezistă la un anumit lucru la care vreau să o folosesc, sau pot să încerc să o rup pentru că mă încurcă. Vrem să ne uităm la diferite încercări care au loc, dar în mod special, și Biblia oferă mai mult spațiu la această lucrare, la încercările prin care Dumnezeu ne trece pe noi pentru a ne pregăti în vederea împărăției sale. Uitați-vă ce spune Iov în cartea sa referitor la încercări, Iov capitolul 7, versetul 17. Ce este omul ca să spese atât de mult de el, ca să iei seamă la el, să-l cercetezi în toate diminețile și să-l încerci în toate clipele? Sunt momente în viața noastră, perioade chiar, când așa îți vine să zici ca și Iov, nu mai contenesc încercările. Nu se oprește bine una, spune psalmistul, un val cheamă alt val. Toate talazurile tale, Doamne, cad peste mine. Așadar, Dumnezeu încearcă omul? Sunt situații când oamenii încearcă pe Dumnezeu. Când oamenii se încearcă unul pe altul, pui pe cineva la probă să vezi dacă este un om serios sau nu. Sunt situații când se încearcă Satana. Haideți să le luăm așadar la rând. Prima dintre ele și cea mai vastă, încercările omului mai întâi în relația cu Dumnezeu. Spune Biblia în Cartea Proverbelor, versetul 3, tigaia lămurește argintul și cuptorul aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul. Dumnezeu este interesat și o face să ne pună la probă, să vadă cine suntem, ce este noi, cum acționăm, cum reacționăm. Dumnezeu încearcă așadar pe om. Au fost unii oameni care au cerut ei. Uitați-vă ce spune David în Psalmul 26:2. Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă. Trecem prin cuptorul de foc, rinichii și inima. Cerere să fie încercat. Tot David spune în Psalmul 139, versetul 23, încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Nu știu exact dacă Dumnezeu ne încearcă atunci când îi cerem noi sau când îi cer alții. Iov era în încercare și scrie în cartea Iov, capitolul 34, prietenii lui și Elihu nu mai puteau să-l lămurească. Și zice Elihu în 34:36, să fie încercat mai departe, fiindcă răspunde ca cei răi. Nu știu exact când suntem încercați, când vrem noi, când vor alții, cât vrea alții. Eu cred că asta o face Dumnezeu. El decide când, cum, în ce condiții și se mulțumim lui că aceste date îi aparțin. De ce ne încearcă Dumnezeu? Care e scopul încercărilor sale? Deschideți la Cartea Deuteronom, capitolul 8, versetul 2, scrie aici despre Israel. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani, în pustie, ca să te smerească și să te încerce.
Dar de ce a vrut să încerce? Și de răspuns. Ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile lui. De ce încearcă Dumnezeu pe oameni? Să-i cunoască tot ce au în inimă. Ce pornire au în inima lor și în mod special să vadă dacă ascultă sau nu ascultă. Și ne ajutăm cu Judecători, capitolul 3, versetul 4. Neamurile acestea au slujit ca să pună pe Israel la încercare pentru ca Domnul să vadă dacă vor asculta de poruncile pe care le dăduse părinților lor prin Moise. Iată de ce ne încearcă Dumnezeu. De exemplu, la biserică, spunem fraților, slujim Domnului. Cum au spus Israelul Iosua? Noi vom sluji Domnului. Dar în Judecători a venit Domnul cu testul. Ia să văd, slujiți sau nu slujiți? Noi spunem, Doamne, îți predăm inima, avem noi cântări speciale pentru inimă. Dar Domnul nu după cântare ne crede, ci ne pune la probă să ne vadă inima pentru cine bate și tot ce avem în ea. În a ne încerca, Dumnezeu recurge la fel și fel de metode. De la metode bune, te încearcă Dumnezeu în prosperitate, în avantaje, în sănătate, până la cele mai critice stări. De la bine la rău, pot să fie metode alese de Dumnezeu în a ne încerca. Să recitim din Deuteronom, de la versetul 2, capitolul 8. Ca să te smerească, să te încerce, versetul 3, astfel, ca să te încerce, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame. De ce? Să te încerce. Și te-a hrănit cu mană pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. Și versetul 16, și care ți-a dat să mănânci în pustie mana acea necunoscută de părinții tăi, ca să te smerească și să te încerce și să-ți facă bine apoi. Și printr-o stare și prin cealaltă, Dumnezeu i-a încercat. Spune de asemenea în Psalmul 66, Scriptura, de la versetul 9. Cum i-a încercat Dumnezeu pe unii și pe noi. El ne-a păstrat sufletul cu viață și n-a îngăduit să ne se clatine piciorul, că tu ne-ai încercat, Dumnezeule. Ne-ai trecut prin cuptorul cu foc, ca argintul. Ne-ai adus în laț și ne-ai pus o grea povară pe coapse. Ai lăsat pe oameni să încalice pe capetele noastre. Am trecut prin foc și prin apă, dar tu ne-ai scos și ne-ai dat belșug. Strâmtorări de diferite feluri, prigoane, toate stările posibile, are Dumnezeu dreptul să ni le aducă peste noi ca să ne încerce. Ba, chiar situații curioase, spune Biblia în cartea Deuteronom, capitolul 13, despre prorocii mincinoși, dacă vine un proroc și se împlinește semnul. Dar în schimb îți va spune, hai după alți dumnezei, să n-asculți cuvintele acelui proroc sau visător de vise. Căci Domnul Dumnezeu vostru vă pune la încercare, ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul. Asta dorește Dumnezeu să știe. În Biblie ne spune să iubim pe Dumnezeu din toată inima noastră, să-L ascultăm întru totul, dar numai încercările vor dovedi asta. Dacă și la bine și la rău, dacă vom putea să spunem, cum ai spus, cei trei în fața cuptorului, Dumnezeul nostru, poate să ne scape. Dar chiar dacă nu ne scapă, noi nu ne închinăm la alți dumnezei. Niște oameni care sunt gata în fața încercării, ori să fie salvați în mod miraculos de Dumnezeu, ori să suferă. Ei erau conștienți că a sluji Domnului nu se poate face numai în bune condiții. Aceea a doua sămânță căzută pe stâncă slujește Domnului, dar când vine o încercare, se leapă de toată slujirea. O astfel de slujire nu poate să aibă rezultate bune. Vedeți, Dumnezeu ne încearcă și asta este o necesitate. Este o probă pentru viața viitoare. Deschideți, vă rog, la 1 Petru, capitolul 1. Această epistolă a fost scrisă când era o vreme de încercare pentru credincioși și spune 1 Petru de la versetul 5, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi.
În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, pe moment, dacă trebuie, rețineți, numai dacă trebuie o face Dumnezeu. Sunteți întristați, și asta pentru puțină vreme, prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care pierde și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare, în final, lauda, slava, cinstea, la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți, fără să-L fi văzut, credeți în El, fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletului. Pentru împărăția lui Dumnezeu suntem încercați în felul acesta. Și aceste încercări de o clipă, aceste suferințe care spune Pavel că nu sunt vrednice să fie puse alături de ceea ce primim, trebuie să ne împăcăm cu gândul că ele trebuie să vină peste noi. Și peste alții vor veni încercări, peste lume. Spune Biblia în Apocalipsi 3:10, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării și eu te voi păzi de ceasul încercării care să vină peste lumea întreagă. Mai întâi ne încearcă Domnul pe noi să vadă dacă suntem fideli și credincioși. Dar apoi va veni încercarea pentru toată lumea, ca să se dovedească că ei nu sunt de rai. Așa a făcut Dumnezeu și cu Israel. Citim în cartea lui Ieremia, capitolul 9, versetul 7. De aceea, pentru că sunt fățarni și nu mă cunosc, spune mai sus, îi voi topi în cuptor și îi voi încerca. Cum aș putea să mă port altfel cu fica poporului meu? Și pe noi Domnul ne trece prin cuptor, dar dacă este aur în noi, nu ne topim. Cuptorul va fi în final pentru toată lumea, dar pe ei îi va topi. Încercările de fapt ne dovedesc pe noi ce suntem noi. Dacă nu, nu suntem aur. Într-o biserică, un lucrător în domeniul muzicii a slujit ani de zile într-o biserică mare și nimeni nu și-a dat seama ce este cu el. El slujea foarte consecvent și încă era așa aspru cu cei care greșeau. Și după câțiva ani s-a dovedit un păcat foarte grav în viața sa. Păcat care durase de ani de zile, păcate urâte. Și după ce s-a dovedit asta, a fost pentru toți un șoc. Soția unui lucrător și-a amintit că în urmă cu peste 10 ani înainte de aceea începe acea istorie, ea avusese un vis. În vis se întâlnise cu el pe stradă și el o întrebase: auzi, aurul curat poate să-și piardă valoarea? Și ea a răspuns în vis: nu. Și dacă s-a pierdut valoarea, înseamnă că n-a fost aur curat. Un aur veritabil nu va pieri în foc, ci dimpotrivă va străluci mai tare. Domnul să ne dea putere să rezistăm. Să privim acum în celălalt sens. Putem și noi oamenii să-L încercăm pe Dumnezeu? Spune Biblia în Maleahii capitolul 10. Dumnezeu ne dă, vedem noi în ce condiții, posibilitatea aceasta. Maleahii 3:10. Aduceți-mi în casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare. Poate unii nu sunt încredințați că Dumnezeu este credincios, că Biblia este așa cum este, și Dumnezeu îți dă dreptul să-L pui la probă, să-L încerci. Dar cum? Să-L încerci împlinind cuvântul. Ai dreptul acesta. Doamne, fac cum ai zis ca să încerc dacă și Tu faci cum ai zis. Și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Nu este greșit în felul acesta să-L încercăm pe Dumnezeu dacă împlinim cuvântul. Vedeți, chiar avem un exemplu, e vorba de Gedeon, judecător, capitolul 6. Lui a vorbit Domnul, dar avea niște întrebări. Doamne, unde sunt minunile Tale? Să mă duc cu atâți oameni puțin să bat pe Madian? Noi suntem robi, ei sunt stăpânii noștri. Și spune Vilean, judecător 6, că a rugat Gedeon pe Domnul în acel semn cu lâna și cu apa, cu roa. Și spune în versetul 39, Gedeon a zis lui Dumnezeu: să nu te aprinzi de mânie împotriva mea și nu voi mai vorbi decât de data aceasta. Aș vrea numai să mai fac o încercare cu lâna, numai lâna să rămână uscată și tot pământul să se acopere cu roa. El a încercat pe Dumnezeu. Dumnezeu a răspuns acestei încercări, cum de asemenea, dacă i-ar fi pus la probă ce am citit din Maleahii, Dumnezeu de asemenea răspunde.
Dacă este cineva care vine la credință, să zicem, spune: Doamne, eu nu te cunosc. Uite, eu vreau să ascult cuvântul tău, dar te rog să-mi răspunzi în felul acesta. Dumnezeu acceptă să-l pui la probă ca să te lămurești, însă cu mare atenție. Deschideți acum la Psalmul 95 și avem aici o sesizare de la versetul 8. Nu vă împietriți inima ca la Meriba, ca în ziua de la masa în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au încercat, măcar că văzuseră lucrările mele. Există un punct de unde nu-L mai încerci pe Dumnezeu și îl ispitești. Care e acest punct? Măcar că văzuseră, din moment ce l-ai pus o dată la probă și te-ai convins și tot vrei să-L mai încerci, de acolo încolo se numește ispită. Recitesc versetul: măcar că văzuseră lucrările mele. Dacă Dumnezeu ți-a dat dovada, tot vrei să-L încerci mai departe, nu-ți mai dă această posibilitate, te pedepsește pentru asta. Spune Biblia, ne completăm cu Evrei capitolul 3, versetul 9, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. Dacă acum, după ani de pocăință, vrei să mai încerci pe Dumnezeu la ce l-ai încercat la început, la ce are dreptul unul care vine de curând, asta se numește ispită. Și să nu cutezăm să-L ispitim pe Dumnezeu, că El va răspunde cu pedeapsă la lucrul acesta. Apoi, o altă latură a încercărilor, încercările în relațiile dintre oameni. Biblia ne îndeamnă să nu fii lesne crezător. Vine cineva și spune: eu acesta sunt. Vor veni mulți și vă spune, se vor da apostoli, alții proroci. Pune-i la probă. Ba, Biblia merge până acolo încât să te verifici pe tine. Pe tine însuți să te pui la probă. Pentru că spune profetul Ieremia în capitolul 17, cu 9, inima este nespus de înșelătoare și de desnădăjduirea, cine poate să o cunoască? Și auzi ce spune Pavel în a doua Corinteni, capitolul 13, versetul 5. Pe voi înși vă încercați-vă, dacă sunteți în credință. Hai să ne punem mai întâi, înainte de a-i verifica pe alții, pe noi la probă. Să te încerci tu pe tine însuți. Cum stai înaintea Domnului, cum slujești. Acum câteva motive sau domenii în care putem să încercăm oamenii. În 1 Împărați 10 cu 1 a venit în împărăteasa din Seba la Solomon, a auzit despre faima lui în ce privește slava Domnului și a venit să-l încerce prin întrebări grele. Vrei să încerci pe cineva cum crede, ce crede? Pune întrebări și îl încearcă. Asta a făcut împărăteasa din Seba și s-a lămurit. Testează-l pe cineva să vezi ce are, întrebându-l. O altă probă, citim în Geneza 42, Iosif vrea să-și testeze frații săi, dacă spun adevărul. Și spune 42 cu 15, iată cum veți fi încercați. Pe viața lui Faraon, că nu veți ieși de aici până nu va veni fratele vostru cel tânăr. Sunt foarte mulți care vin așa cam ca frații lui Iosif și sunt plini pe aici de ei care sunt oameni de treabă și toți vin a cerși. Că și ăștia, într-un fel, în Egipt, să ceară s-au dus. Trebuie să verificați, să vedem, așa este, așa e situația lor familiară, cum spun, ia stați aici până ne informăm. Să vedem, Beniamin trăiește, Iacov în viață. Apoi, spune Biblia în 2 Corinteni 8 cu 22, unii vin să ceară, alții sunt însărcinați cu lucrări de ajutorare. Nu da banii tăi oricui să meargă să-i ducă. Oamenii care se ocupă cu lucrări de ajutorare, de dărnicie, trebuie să fie oameni încercați, 2 cu 22. Am trimis cu ei pe fratele nostru a cărui râvnă am încercat-o de atâtea ori în multe împrejurări, atât în problemă financiară cum a fost aici, cât și în plan spiritual. Vedeți, vorbești cu cineva, du-te la evanghelizare acolo. Dacă l-ai încercat și știi că este om de cuvânt, nu mai trebuie să-i spui a doua oră. Dacă are nu, îi tot spui și mai dea un telefon și în preajmă și după ce o plecat, să vezi nu cumva s-a întors înapoi. Că nu-i încercat și n-ai nicio bază în el. A spus, al cărui frate am încercat râvna lui de atâtea ori. Și în împrejurări grele, atunci se încearcă râvna. O altă situație, 1 Timotei 3 cu 10, este vorba de lucrători, diacon, trebuie cercetați mai întâi și numai dacă sunt fără prihană să fie diaconi. Să dea dovadă de cinste și de celelalte calități necesare. Cineva poate promite
Dar mai întâi trebuie pus la probă să vedem dacă este așa. Apoi, Apocalips 2:2. Un lucru bun la biserica din Efes. Știu, partea a doua versetului, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Dacă se lua după legitimație, gata erau. Dar i-a pus la probă. Și atunci s-a dovedit că nu sunt ceea ce ei afirmau că sunt. Apoi, poți să testezi o biserică întreagă, 2 Corinteni 2:9. Să vezi dacă ascultă, așa cum facem noi proba, acum zicem dacă asculta, să terminăm acolo lucrurile. 2 Corinteni 2:9. Căci v-am scris și cu gândul ca să vă pun la încercare și să văd dacă sunteți ascultători în totul. Uitați cum putem să ne încercăm și aceasta în mod pozitiv unii pe alții, să vedem dacă au râvnă, dacă sunt ceea ce zic, dacă situația lor familiară este reală, dacă sunt ascultători, dacă sunt înțelepți. În toate aceste lucruri, Biblia ne îndeamnă să verificăm oamenii. Asta nu înseamnă că suntem prea birocrați dacă verificăm. Ba dimpotrivă, suntem niște oameni chipzuiți care verificăm înainte de a crede un lucru sau înainte de a crede o persoană. Însă sunt și încercări negative. Când cineva te încearcă, nu se vadă dacă ești bun de o lucrare, ci se vadă dacă ești bun de un păcat. În Geneze 39, nevasta lui Potifar cu ce gând l-a încercat pe Iosif? Numai așa se vadă dacă e curat și dacă e bun să fie promovat, nu? Nici vorbă. L-a încercat ca să-l provoace la păcat. Și sunt foarte mulți care încearcă și dacă are cu cine încerca, comite fără de legea. Sau Dalila. De ce l-a încercat pe Samson așa? Că n-avea somn, ceva activitate de seară, așa, nu? L-a încercat la rău și l-a dus la păcat și l-a dus la slăbire și la pierderea puterii. Oamenii care nu sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu nu ne vor încerca în lucruri bune. Oamenii de afară, oamenii străcați, ne vor încerca să vadă dacă cădem în ispită. Vine cineva și îți dă un par de băutură. Hai, poftim. El nu-i sigur că poate reușește cu tine sau nu, dar te încearcă. Și Ieremia, în Ieremia 35, a încercat pe recabiți, dar acolo cu citație de la Domnul, că a știut că nu cad în ispită. Dar unii fac cu citație de la al Domn, al puterii văzduhului, așa să te înbie să bei, să furi, cei din Proverbe 1, hai cu noi! Și te încearcă să vezi dacă faci un lucru rău. Nu răspunde unei asemenea provocări. Încercarea asta mai degrabă s-ar putea numi ispită, că te ispitesc, dar ei fac numai probă. Asta e ispită, când te provocă la ceva rău. Apoi, există un alt domeniu, și anume încercările demonice. Ne încearcă și Satana. Spune Biblia în Apocalips 2:10, despre biserica din Smirna, nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să vă arunce în temnițe pe unul din voi ca să vă încerce. Și în felul acesta veți avea un necaz de 10 zile. Citim în Luca 22:31-32, că a spus Domnul, a divulgat un plan al Satanei la Petru. Satana a cerut să vă cearnă. Ne încearcă și Satan. Dar Satan te încearcă cu gândul să te probeze pentru rai? Nici de cum. Și din motiv ar vrea să nu fii apt și să te nimicească. Se poate și invers, să încerci oamenii pe Satana. Nu le dăm asemenea sfat. Solomon o zice în Eclesiast 2:1, zice că a încercat păcatul. S-o da să încerce pe Satana să vadă dacă îl ascultă sau nu îl ascultă. Și au zis nebuniei și râsului și poftilor, hai să vedem. Și vedem unde a ajuns. Spune în a doua Petru, capitolul 2, de la versetul 10, că disprețuie stăpânirile. Și încearcă pe Satana. Unii fac fel și fel de probe să cheme duhurile. Pe Satana nu trebuie să-l chem de două ori, că o droidie disponibil pe pământ. Încearcă cu Satana și intră în fel și fel de mediumuri spiritiste și se complică cu duhuri și apoi nu mai ies decât poate cu poș, cu rugăciune și cu pocăință multă și cu vreme îndelungată. Că au încercat și să se joace de-a Satana, să ne păzească Domnul de așa ceva. Așadar, deci Dumnezeu încearcă pe om cu scop bun.
recurge la fel și fel de metode, e necesar pentru împărăție. Putem să-L încercăm și noi dacă nu-L cunoaștem. Dar după ce ne-am lămurit, nu-L mai încerca că despitești pe Dumnezeu. Poți să încerci pe oameni, să-i testezi. Dar nu-i provoca la păcat încercându-i. Să ne păzească Domnul când ne încearcă Satana și noi cu Satana să nu ne jucăm, să nu-L încercăm și noi pe El. Să venim acum la al doilea punct, anume comportamentul creștinului în încercare. Încercările sunt frecvente pe pământ. Sunt la încercare două feluri de atitudini. O atitudine naturală și una spirituală. Firește vorbind, acționăm așa natural la încercare. Dar spiritual avem alte arme, alte metode. Să privim mai întâi atitudine naturale. Spune Biblia în 1 Petru, 1 cu 6, dacă trebuie, sunteți întristați. Numai atâta trebuie să-ți vină o veste. Mă concediază. Poate e numai o încercare. O boală. Primul lucru care apare în mod natural, primul instinct, omul se necăjește. Spune David în Psalmul 30 cu 7, m-a așezase pe un munte mare, zice, am niciodată nu mă clatin, dați-ai ascuns fața și odată s-a pus norul pe soare. Și s-a tulburat. Știți, și Domnul când i-a băgat pe ucenici pe mare, a văzut că s-au întristat. Asta face omul prima dată, se necăjește. Unii se întristează rău de tot, de ajung la probleme cu capul, cu inima, alte probleme. De denecaz, de întristare, datorită încercărilor. O a doua acțiune firească, naturală, după ce se întristează omul, urmează întrebările. Dar de ce e așa? Dar până când? Dar de ce eu? Dar de ce acum? Și ca să nu mai spun la cei din jur, dar de ce l-o fi pedepsit Domnul? Dar oare ce-o fi cu el? Dar încercare, dar e pedeapsă? Asta urmează acum întrebările. Spune Biblia în Psalmul 60, cu 10. Oare nu tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat, nu mai ești tu, Dumnezeule, cu oștirile noastre? Fel și fel de întrebări. Unde-i Dumnezeu? Ce se întâmplă? Vedeți că și întrebările trebuie să fie înțelepte. Biblia spune să ne ferim de întrebări nebune. Nu doar că să nu te grăbești să răspunzi. Biblia ne îndeamnă nici să nu ne grăbim să întrebăm. Și ucenicii s-au grăbit să întrebe. Cine a păcătuit în Ioan 9? El, părinții lui? Și a fost o întrebare, constatăm toții, ne la locul ei. Stai liniștit puțin. Prietenii lui Iov, când a fost Iov încercat, 7 zile n-au pus întrebări. După 7 zile le-au pus și tot nu a fost cum trebuie. Toată cartea lui Iov e plină de întrebări. De ce e așa? De ce e așa? Stați cu minți, nu atâtea întrebări. Să privim acum la atitudinile spirituale. Cum trebuie să acționeze omul duhovnicesc la încercare? Citim în Iacov, capitolul 1, spuneam că prima dată omul se necăjește, se întristează. Frații mei, 1 cu 2, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. De ce spune Biblia aici și în Romani să vă bucurați când este în necaz? În mod sigur nu o să poți atunci să fii nu știu cât de vesel. Nu. Biblia spune să te bucuri ca să se compenseze întristarea aia, ca cel puțin să te ridici la linia de plutire. Să mai fie anihilată partea de întristare. Bun, un om este necăjit, îi spui bucură-te, se va apuca de râs? Nu. Dar se va mai doboli întristarea. Adică bucură-te în sensul că trebuie omul încurajat atunci. Are nevoie să fie ridicat, să fie îmbărbătat. Bucurați-vă, nu priviți cu scepticism, cu îndoială. Hai, priviți altfel problema. Și ne dă și soluția de ce trebuie totuși să ne bucurăm, de unde resurse. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Noi ne bucurăm sau trebuie să ne bucurăm prin credință. Fără credință nu poți să faci lucrul acesta, ce se spune Biblia în Evrei 11 cu 17. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare, el care primise făgăduințele cu bucurie a adus jertfă pe singurul lui fiu. Cum a putut să facă față Avram așa ceva? Prin credință. În mod normal te întristezi atunci. Dar gândindu-te că asta are un scop, copilul când primește o injecție se necăjește și unii plâng tare, dar mama mai spune la gândul că se face bine, hai nu te necăji că trece repede. Și un om mare când primește o injecție sau un copil care e mai mărișor și pricepe, el știe că asta îi face bine și atunci încearcă să-și
potolească sentimentele lui firești naturale care l-ar provoca la întristare. Ca unii care știm care e finalul lucrurilor. De aceea putem să ne și bucurăm. Un al doilea comportament a omului spiritual la încercare, citim în Roman capitolul 5, răbdarea. 5:3. Ba mai mult, ne bucurăm chiar în necazurile noastre că știm sau credem că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde. Dacă nu ești încercat, ai ce să rabzi? Dacă ești sătul, cum poți faci probă cum aia să rabzi foame? Mai cum? Numai necazul și încercarea te poate face să experimentezi răbdarea. Și în încercare, ce duce biruința? Răbdarea. Lucrul acesta este hotărător în încercare. Sunt atâtea încercări în care nu poți să faci nimic. Ai putea să sari în sus, să fugi în jos, să umbli încoace încolo, numai răbdare. Mi-amintesc, cineva a avut o situație mai critică și i-a spus Dumnezeu printr-un mesaj: stai liniștit că te voi scăpa. Dar a încercat omul cu relații, tot s-a frământat, a cărunțit, a trebuit să-și pună ochelari. Și în final Dumnezeu a rezolvat problema printr-un decret prezențial. Nu putea el să stea liniștit, să aștepte cu răbdare? Ba da. Dar dacă n-ai răbdare, tot fugi până la colț și vezi, vine autobuzul și iară fugi înapoi. În loc să stai pe loc în stație să nu te plouă, ai răbdare, că autobuzul vine la vremea lui. Mai cu seamă acestea care vin de la Dumnezeu. Răbdare. Adică asta este o roadă a Duhului Sfânt și Dumnezeu ne-o dă. Trebuie așteptat, stat atunci în răbdare. Este ca și când pui ceva la foc, la fier sau la fript. Atunci să vezi ce se consumă firea pământească, cum iese tot ce e rău din ea. Atunci se fierbe și se frige. Dar iese ce e rău atunci. În necazuri și în încercări. Când nu mai puteți răbda, se mai poate lua câte o gură de apă din asta, din 2 Samuel 22:7. Știți cât a avut de răbdat David? Nu știu exact cât și-au răbdat socru și socră, atâta. Cât a răbdat David pe socru său. 22:7. În strâmtorarea mea am chemat pe Domnul. Am chemat pe Dumnezeul meu din locașul lui, el mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns la urechile lui. Când nu mai poți să rabzi, aleargă la rugăciune. Și vei putea să rabzi mai departe. Asta îți va da noi resurse să poți să continui răbdarea. Și în al treilea rând, în încercare trebuie să slujim Domnului. Oamenii când sunt bolnavi, ce problemă în concediu medical, nu mai merge la servici. În lucrare se pare că chiar pe parcursul încercărilor trebuie să slujim. Spune Pavel în Fapte 20:19. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi, în mijlocul încercărilor. Nu poți să abandonezi până să termină încercările și apoi om sluji noi Domnului. Păi când te apuci de lucrare, atunci încep încercările mai intens. Spunea Domnul Iisus în Luca 22:28 ucenicilor: voi care ați fost necurmat cu mine în toate încercările mele. S-a oprit Domnul din lucrare? Nu. Se oprea să meargă la rugăciune, ceea ce trebuie să facem noi când suntem încercați, dar să ne continuăm lucrarea. Și amintește Pavel în salutul de Roman 16:10 despre apele. Încercatul slujitor al lui Hristos. Știu în ce fel a fost încercat? Așa sunt unii încercați, dar ăștia sunt buni de treabă. Să-și facă slujba mai departe, să nu se oprească. Și acum, exemple. Vedeți, la tinereții omul este neîncercat. Așa spunea Solomon în rugăciunea sa, 1 Împărați 3:7. Sunt un tânăr neîncercat. Poți să ai înțelepciune, e bună. I-a spus Dumnezeu, înțelepciunea deja ai primit-o. Dar încercat fusese Solomon? Și s-a văzut diferența? David a ajuns pe tron încercat? Și spune Biblia că și cu un om priceput și încercat domnia, dăinuiește? Dar cu Solomon n-a dăinuit că n-a fost încercat? David a fost încercat, e drept că s-a și rugat, Doamne, încearcă-mă. Dar Domnul l-a și sprijinit. În încercare s-a rugat și a fost sprijinit de Domnul. Să luăm câteva exemple. Vom lua mai întâi 3 exemple în care oamenii n-au luat notă bună la încercare. De câte ori poate n-am luat nici noi. Și apoi 3 exemple în care oamenii au luat notă bună la încercare, care au rezistat încercărilor. În primul rând, Israel în pustie. Exod capitolul 15. Spuneam noi că înainte de a trece de Marea Roșie, le-a imputat vreodată Dumnezeu că s-au necăjit? Nu. Atunci
Dumnezeu li s-a descoperit. Dar după ce au trecut Marea Roșie, după ce au văzut minunea de la Marea Roșie, ce le-a considerat Dumnezeu încercările alte? Ispite. Că văzuseră odată minunea. 15:22. Au ajuns la Șur, înspre pustia Șur, și după 3 zile de mers n-au găsit apă. Au ajuns la Mara, dar n-au putut să bea. Poporul a cârtit. Versul 25. Moise a strigat către Domnul și Domnul a dat un lemn care a aruncat pe apă și apa s-a făcut dulce. Acolo a dat Domnul poporului legi și porunci și acolo l-a pus la încercare. De ce nu le-a dat Dumnezeu apă? Să-i pună la încercare. 3 zile. Ei n-au hotărât să postească 3 zile. I-a pus Domnul la încercare. De asta nu le-a dat apă. Dar ei n-au rezistat acestei încercări, acestei probe. Și au luat o notă slabă aici. Apoi în 16:1. Toată adunarea copilului Israel a plecat din Elim și au ajuns în pustia Sin. Au început să cârtească. De ce nu ne dă Domnul de mâncare? Poate uneori ne încearcă pe noi Domnul în felul acesta. Poate sunt familii mai numeroase sau mai sărași sau poate bătrâni care nu au să mănânce. Pe cine dați vina atunci? Dar dacă este o încercare din partea lui Dumnezeu. Uneori și în oraș se mai ia apa ca în pustie. Nu știu dacă îi binecuvântăm atunci pe ea de la instalații. Uite, aici pe cine puteau să se supere? Domnul i-a încercat. Așa cum am citit în Deuteronom, nu le-a dat una, nu le-a dat alta. Că Domnul vrea să vadă, cum a zis Satana în cazul lui Iov, păi normal că slujește. Toate sunt la el la robinet. Aia are, aia are, și cum să nu slujească așa? Și pe unii încearcă Domnul în felul acesta, prin lipsuri materiale. Cum au fost încercații aici, chiar cele mai esențiale nevoi ale vieții, hrana și apa lipseau. Și asta a fost o încercare din partea lui Dumnezeu. I-am încercat Dumnezeu într-un fel, scrie în 20:20, că a strigat la ei de pe Sinai. Să vadă ce fac. Un alt exemplu negativ, Israel în Canaan, judecător capitolul 2, a lăsat Domnul niște popoare cananite. De ce le-a lăsat? 2:22. Astfel prin ele voi pune la încercare pe Israel, ca să știu dacă vor căuta sau nu să urmeze calea Domnului cum au căutat părinții lor. Te pune Domnul la încercare printr-un nepocăit din vecinii tăi, din colegii tăi. Și zici, Doamne, da, scapă-mă de ăsta de aici. Nu, l-ai ținut acolo pentru tine. L-ai dalta ta. Și îl ține Domnul acolo să vadă ce faci. Te duce la rătăcire, te duce cu el la film, te duce cu el la glume. Te scapi în obiceiuri cananite sau rămâi fidel lui Dumnezeu. 3:1. Iată neamurile pe care le-a lăsat Domnul ca să încerce pe Israel prin ele și pe toți cei ce nu cunoscuseră războaiele Canaanului. El vroia ca și generațiile următoare să învețe lucrul acesta și de aia a lăsat acolo. Lucrurile materiale sunt în jurul nostru ca un efect al încercării lui Dumnezeu, dacă sunt sau nu sunt. Oamenii din jurul nostru constituie un obiect prin care Dumnezeu ne încearcă. Și Israel n-a luat cu bine această probă, s-a amestecat cu neamurile acestea. Spuneam din Deuteronom 13:3 că poate chiar printr-un proroc te încearcă Domnul. Și uitându-mă acum prin biserici, câți au căzut la asemenea încercări. Că a venit unul și le-a spus, hai facem așa. Și după el, da dacă Domnul te-a testat prin el. Și a văzut, atâta ține-l la mine, că pentru el, fratele ăla-i Dumnezeu. Că el a spus în Biblie să fac așa, fratele lui a spus altfel și la ăla-i Dumnezeului. De cine ascult, nu? Un alt exemplu, tot negativ, 2 Cronici 32, vorba de împăratul Ezechia, un om deosebit, dar când a fost pus la o probă, a căzut. 32:31. Iar când au trimis căpetenile Babilonului Sol la el să întrebe de minunea care avusese loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce. Încercarea nu-i ceva ieftin. În încercare te vezi, ești sleit, ești slăbit. Când te ține Dumnezeu în har, ești în stare să te schinge mereu ca pe Gheorghe Doja. Habar n-ai. Ei, dar dacă ești lăsat singur să vadă ce e în tine, ce e în inima ta, atunci spui, toți frații m-au părăsit. Și pe Pavel, dar a stat Domnul lângă el, da dacă pleca și Domnul de lângă el, să-l lase pe păvăluc al nostru singur. Atunci se vede, este proba maximă. Să fi lăsat singur, să te încerce Domnul și prin ce l-au încercat?
Nici nu se gândea el că ea e încercare. Au venit cei din Babilon să-l întrebe de minunea care a avut loc în țară și la început să le arate, uite aici, uite aici. Poate vin niște rudenii la tine sau niște, știu, autoritățile de la Consiliu. Dumnezeu poate ți-a dat chiar un vis sau are nevoie de tine tu să le spui ceva din cuvânt. Tu începi să te lauzi cu una, cu alta și s-a dus proba. Ai ratat examenul. Nu, ni se pare uneori că așa e de simplă încercarea. Citeam despre un antrenor din Japonia la știu eu ce lupte și doi elevi. Și unul dintre ei, după câteva zile de antrenament, vine așa îmbrăcat bine la antrenor și spune: vreau să-mi dau examenul, am repetat destul. Și acesta abil spune: stai puțin aici deoparte. Și ce să mai continui antrenamentul cu celălalt elev? Și în timp ce acesta n-a sesizat suficient, îi șoptește ceva la elevul al doilea: auzi, calcă-l încet pe haine. Și dacă când îl calcă pe haine, se strigă în sus: dar eu sunt cu haine de examen, ce mă murdărește așa? Spune: ai pierdut proba. Că era o disciplină pentru altele care trebuia să dea dovadă de calm. El a crezut că altfel îl încearcă, așa credem noi uneori. Că numai așa va avea loc încercarea. Și aici o să fiu încercat. Și poate o să fiu încercat într-un alt domeniu. De aceea trebuie multă înțelepciune și Domnul să ne-o dea. Călăuzire clipă de clipă, da, dacă nu vei răspunde bine încercărilor. Ezechia a pierdut acest examen. Domnul vrea să cunoască tot ce era în inima lui. Știu eu, Domnul, că avem părți bune, dar când ne caută Domnul la tot ce avem, știi, când îți face așa cineva inventar sau vine să-i arăți prin casă, facem noi curățenie, pac, dar poate ceva undeva într-o magazie, niște șuruburi, niște scule, le băgăm toate într-o ladă. Dar dacă ar veni să caute până la ultimul șurub și ăla să fie în ordine, atunci poate mai greu ar fi. Și Dumnezeu ne încearcă și la așa ceva. Să primim acum la celelalte trei întâmplări favorabile. Avram, Geneza 22. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis: Avrame, iată, m-a răspuns el, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, du-te în țara Moria și adu-l cardele tot pe un munte pe care ți-l voi spune. I-a spus Dumnezeu la Avram dinainte: fii atent. Nu-i spune la Isaac, dar ți-i spun să știi, acolo este un berbeci. I-a spus așa la Avram? Evident că nici vorb. Că dacă știa el chestia cu berbecele, când mergea pe munte, el lega pe Isaac, dar era tot cu ochii după berbece, nu? Dar așa s-a uitat la Isaac? Când asta a constat proba? Și îi spune Dumnezeu în final: pentru asta, jur, spune lui Avram, pentru că ai răspuns acestei solicitări, acestei încercări, să știi că te voi binecuvânta. Gândiți-vă cu ce sentimente se cobora Avram înapoi cu Isaac. Nu cred că vreo licență luată pe pământ ți-ar da satisfacția ca să fii luat notă bună la un examen capital care ți-l dă Dumnezeu. Știu eu în ce te va încerca Dumnezeu. Poate ai născut nu știu câți copii și au trecut câțiva ani. Poate ești într-o vârstă mai înaintată și Dumnezeu vrea să te încerce. Ei, femeia asta mi-a slujit, 10 copii a născut. Satana spune: a, au fost alte condiții. Ia mai încercă și acum, dacă ar mai fi, ar avea un copil, ar mai face un copil? Uite, bărbatul acesta a făcut atâtea și atâtea. Mi-a slujit. Dar dacă prietenul lui l-ar trăda, ar mai sluji el și atunci? Dacă tot i-ar spune: n-ai făcut nimic, ar mai sluji și atunci? Celălalt exemplu este Iosif. În Psalmul 105 scrie despre el așa, de la versetul 17: le-a trimis înainte pe un om. Iosif a fost vândut rob. I-au strâns picioarele în lanțuri, l-a pus în fiare, până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului. Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanțurile și stăpânitorul poporului a izbăvit, l-a pus domn peste casa lui și dregătorul tuturor averilor lui. Ce ajunge la Iosif dacă nu rezista încercării? Ce să ajungă? Un vagabond prin Egipt, un prăpădit. Nimic altceva n-ajungea. Sau un pușcăriaș. Dar încercările, el a rezistat lor, l-au suit al doilea pe tron în Egipt. De aceea cuvântul Domnului, rețineți ce am spus la început, Dumnezeu te încearcă să vadă, rămâi fidel cuvântului în orice condiții. Îl asculți sau funcționezi după vremuri și situații? Știți, a urmat proba la Potifar, a urmat proba din temniță și la toate probele a luat note maxime. Și cel de-al treilea exemplu este vorba de Iov. Citim în cartea sa, capitolul 23, de la versetul 10. Zice Iov așa:
Dar El, adică Dumnezeu, știe ce cale am urmat. Și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul. Versetul 12. N-am părăsit poruncile buzilor Lui. Asta vrea Dumnezeu în încercare. Mi-am plecat voia la cuvintele gurii Lui, dar hotărârea Lui este luată. Cine îi se va împotrivi? Ce îi dorește sufletul, aceea va face. El își va împlini dar planurile față de mine și va mai face și multe altele. De aceea tremur înaintea Lui și când mă gândesc la lucrul acesta, mă tem de El. Dumnezeu ne iubește, să păzim poruncile, dar oricând o poate face să te încerce, de aceea teme-te. Teme-te și lasă să-și facă planurile, rămâi doar credincios. Știți care a fost leacul lui Iov? Răbdarea. Ați auzit de răbdarea lui Iov. Ce putea să facă atunci altceva? Când a vorbit, mari lucruri n-a rezolvat. Dar răbdarea lui, când a spus și soției sale, primim de la Dumnezeu binele, lasă să vină și răul și a rezistat încercările, tot s-a terminat, Dumnezeu l-a binecuvântat dublu față de ceea ce a fost inițial. 1 Petru, capitolul 4, versetul 12. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Când vin încercări, Biblia ne îndeamnă să nu ne mirăm. Asta e disciplină obligatorie la Sfintele Scripturi. Când auzi că s-a întâmplat ceva unui frate, că vine peste tine vreo încercare, să nu te miri. Asta e normal, așteaptă-o să vină. La așa ceva suntem chemați, părăția lui Dumnezeu, intrăm prin multe necazuri și ele sunt sub forma încercărilor. Biblia spune în cartea profetului Daniel, chiar despre vremea de acum, 11:35, chiar și din cei înțelepți mur vor cădea, ca să fie încercați. Curățiți și albiți, acesta e scopul încercărilor, să ne curățească și să ne albească, până la vremea sfârșitului. Apoi spune profetul Ieremia, în capitolul 20, versetul 12, și acum, Doamne Dumnezeul oștirilor, care încerci pe cel neprihănit ca să pătrunzi rărunchii și inimile. În mod deosebit, pe cei neprins, că pe ceilalți, dacă te uiți pe deasupra și vezi că un lucru nu-i bun, îl mai încerci? Nu, dar ce te gândești că e bun, încerci. Va veni încercarea peste cei răi, Apocalipsa 3:10, când vor fi topiți în cuptor România lui Dumnezeu. Dar deodată să ne așteptăm la încercări și să le considerăm ca ceva normal. Însă, adăugăm tot din Petru, a doua Petru 2:9, un cuvânt care ne îndeamnă să privim cu optimism și cu bucurie aceste încercări. 2:9. Înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nejuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Dumnezeu nu ne încearcă să ne nimicească, nu. Dumnezeu ne încearcă numai ca să ne întărească, să facă din noi ceea ce El dorește. Nici de cum să ne nimicească. Dacă nu vei rezista unei probe, nu te nimicește imediat, vei lua o notă mai slabă. Vei mai fi supus unor procese de întărire când cineva nu-i pregătit pentru operație. Medicii ce fac cu el? Pune, îl împușcăm, nu-i bun pentru operație. N-a rezistat operație. Nu, îl pregătește mai departe cu tratament și din nou îl vor supune încercării. Dumnezeu știe să ne păzească. Dumnezeu ne încearcă așa cu atenție, cu grijă, nu ca să ne distrugă. El o va face asta cu finețea unui Dumnezeu și a unei părinte. Știe să izbăvească din încercare, numai pe cei răi se nimicească. Și un ultim aspect, îi spunea Pavel lui Timotei, 2 Timotei 2:17, caută să te împățeșezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat. Spuneam că trebuie să slujim în mijlocul încercărilor. Și aici, și când ne vom întâlni cu Domnul, va trebui să ne prezentăm înaintea lui oameni încercați. Spune Proverbe 28:2, cu un om priceput și încercat domnia dăinuiește. Adică, ca principiu putem extrage de aici, cu oameni încercați va dănui împărăția lui Dumnezeu pentru veșnicie. Dar fără oameni încercați nu va dănui. De aceea să căutăm să fim încercați. Nu este o rugăciune absurdă când David se ruga, Doamne, încearcă-mă. E adevărat, este grea rugăciunea asta. Când mergi să spui, intru eu la probă. Dar tu trebuie să intrăm. Să ne reamintim în final ceea ce am discutat până aici. În mod special, Dumnezeu încearcă pe oameni. Îi încearcă ca o necesitate în vederea intrării noastre în împărăția lui Dumnezeu. Și Satana, pe de altă parte, vrea să ne încerce. Domnul ne încearcă cu milă, nu ne lasă la ispita Satanei. Noi avem dreptul să încercăm pe alții, ca să vedem cu cine lucrăm. Am amintit oameni care au căzut la încercare, n-au rămas fideli lui Dumnezeu ascultători, dar alții ca Avram,
ca Iosif, ca Noe, ca Iov, care au rămas statornici, ca cei trei în fața cuptorului. Și când vin aceste încercări, nu vă lăsați întristați și vă acoperiți cu o pleiadă de întrebări. Nu! Încercați să anihilați întrebările și întristarea bucurându-vă, privind cu credință la scopul care l-are Dumnezeu în final pentru noi. Așteptați cu răbdare și astea să nu ne scoată din luptă, nu? Acestea să ne consolideze mai departe în lucrare, ca să slujim în mijlocul încercărilor. Și apoi, în final, încercați să intrăm în ceruri și să domnim împreună cu Dumnezeu o veșnicie. Ca niște oameni încercați de Dumnezeu pentru puțină vreme și apoi primiți în slavă. Numele Domnului să fie binecuvântat. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.